Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o întâlnire mult așteptată cu romanul lui Amosos Iuda, tradus în limba română de Marlena Breister, profesoară la Haifa, și cu notele și îngrijirea de ediție ale Ioanei Petridean. Profităm că este această ediție a Bookfest-ului dedicată Israelului și o avem în mijlocul nostru pe Fania Oz Salzberger, fica lui Amos Oz, dar nu în această calitate a venit însă aici, ci ca autoare care a cosemnat bestsellerul Humanitas Fiction, Evrei și cuvintele, împreună cu tatăl ei, împreună cu Amos Oz. Fania este un reputat istoric, profesor de istorie, de mentalități, de istoria ideilor, de gândire politică. Alături de Fania Oz Salzberger, în partea ei dreaptă, este binecunoscutul critic literar și traducător Tania Radu. În partea stângă a ei se află scriitoarea Ioana Pârgulescu, scriitoarea și criticul literar și traducătorul Ioana Pârgulescu, care, să nu uităm, un lucru formidabil, în 2014 a luat premiul european pentru roman. Și domnul Gabriel Linceanu, scriitor, filozof. Permiteți-mi ca pentru început, eu nu voi mai face nicio introducere la această carte, să-i dau cuvântul Faniei Oz Salzberger. Thank you so much, my dear Denisa. Thanks to the dear panelists for coming here. Thank you, of course, to the audience, to the readers. Without you, we writers do not exist. And I would like to thank the Bucharest Book Fair for inviting me here. Everybody understands. A message from my father. Usually I do not give messages from my father. I speak for myself. And in the book we wrote together, Jews and Words, also here with Humanitas, we have a chapter on strong women. But the strong women are all over the book, not just in one chapter. But this time I will speak for my father to mention that Romanian is one of the first languages into which Judas is translated beyond Hebrew. And it is already making an enormous conversation in Israel, in Germany, but not yet in English. And he is greatly looking forward to the kind of readership that he will have here. My father has already been to Bucharest for, I think, 4 times. And every time I can tell you that he came back home enthusiastic with the kind of reading audience that he has here, an audience of thinking men and women, but also an audience of critical readers who are not just nodding their heads as they read, but doing the Jewish thing, which is really a universal thing, reading with a critical eye. Judas happens to be perhaps his first full-blown encounter with something that has interested him all his life. I can tell you because I know my father for almost all his life. When I was born, he was just 21. So believe me, I know him. And what has so seriously engaged his mind and his feelings has been the Jewish-Christian encounter, the historical tragedy of the encounter, but also the enormous creativity of the encounter. I think that no other sphere in the history of human civilization, perhaps I cannot speak for all cultures, but to the best of my knowledge as a historian of ideas, no other sphere has been so tremendously creative as the Jewish
Christian sphere, and it's not going away. We keep revisiting it. And this book, in my mind, and you can say I'm not objective, but that's okay, in my mind is one of the most fascinating, unexpected, surprising, and extremely fruitful new treatments of the literary world that has evolved around the Jewish-Christian conversation. It is also a wonderful book evoking Jerusalem as it was 2 years before I was born, before Johanna and I were born, in 1958. It is a Jerusalem that we have now lost, but it comes alive beautifully in the strange human story and love story that this book conveys. So I would like to thank Humanitas, and especially Denisa and our other friends and colleagues here, Gabrielle and all our panelists, and of course you, dear audience, for being able to bring this beautiful and extremely surprising, unexpected book into the Romanian public sphere, to the Romanian reading audience. Thank you so very much. Shalom. Aș invita-o pe Tania Radu să ne vorbească despre Iuda al ei. Vă mulțumesc că e a doua oară când am prilejul să vorbesc despre această carte. Am mai fost o lansare la librăria Cismigiu. Acum, nu știu dacă suntem alții sau suntem aceiași, o să fie greu să spun lucrurile esențiale despre această carte, care e extrem, extrem de tulburătoare și de atrăgătoare, așa cum este Amos Oz din momentul în care a ajuns în limba română. O să mă opresc doar la un amănunt care e pomenit întreagăt în carte. Acum să ajungă dacă în această carte sau într-un interviu despre ea pe care l-a dat Amos Oz. E vorba de faptul că în lumea evreiască, special în cea din Israel, dar în general în familia evreiască, se vorbește mult. Și asta e interesant de ce. Și în cărțile lui Amos Oz se vorbește mult. Dialogul, veți vedea, chiar și aici, ocupă pagini întregi, pentru că este o cultură edificată pe cuvânt și pe întrebare și pe reflecție, de la vârste foarte, foarte mici. Amos Oz își reia aici una din obsesii și una care este o cheie importantă pentru noi ca români în universul creștinătății europene. Problema lui Iuda, care este de fapt problema de este unghiul în care se poate merge pe două drumuri antagonice în ceea ce privește relația dintre evrei și creștini. Amos Oz are o imensă libertate în a trata acest subiect, pentru că el însuși a fost numit din 67, dacă nu mă înșel, Iuda, trădător, de către evrei, pentru că a susținut altceva decât linia politică dominantă în acel moment. A rămas consecvent ideilor sale. Ideile sale sunt axate pe faptul că orice vine înspre noi din Biblie, care este cea mai importantă carte a timpurilor și a lumii, poate fi citit în mai multe feluri și trebuie citit în mai multe feluri. El își oprește aici privirea asupra lui Iuda și îl repovestește prin intermediul unui personaj care este la vârsta aceea extrem de cărnoasă în cărțile lui Amos Oz. Este sfârșitul adolescenței, începutul tinereții, zorii maturității, în care bărbatul evreu e întotdeauna în fața unui drum și trebuie neapărat să plece și să-și caute propria consistență, propria linie, propriile convingeri. El recitește povestea lui Iuda, povestea crucificării, printr-o evanghelie apocrifă. Nu o să intrăm în amănunte acum, nu este timp, dar trebuie să remarc că drumul
este probabil îndemnul, alegerea drumului este îndemnul cel mai important pe care ni-l face Amosos în toate cărțile lui. Să fim întotdeauna cu ochii deschiși, să vedem că sunt mai multe drumuri și să alegem după mintea noastră, după credința noastră din acel moment, pentru că întrebările sunt practic infinite. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Ania Radu. O invit la microfon pe Ioana Pârvulescu. Voi încerca să fiu și eu la fel de concisă cum a fost Tania. Acum două zile, doamna Fania Salzberger a pus o întrebare. Ce îl deosebește pe un mare scriitor, pe un scriitor cu adevărat important, de unul bun? Și răspunsul pe care îmi voi permite să-l citesc de acum încolo în diverse împrejurări este că acest scriitor mare, cu adevărat, important, te uimește, te miră și rămâi mirat toată viața. Rămâi cu această mirare, care este cadoul lui. Aș adăuga totuși la acest lucru că un scriitor mare este în același timp un scriitor care are viață în cartea lui. Nu mai poți să faci deosebirea între literatură și viață când îi citești cartea. Este exact ceea ce se întâmplă în cartea Iuda a lui Amos Oz. Are atât de ce să ne uimească deja prin alegerea temei, dar tema asta s-a mai scris despre ea, dar în același timp și reușește să creeze impresia că așa se întâmplă lucrurile, că este pur și simplu viață înăuntru și nu literatură despre viață. Osatura acestei cărți și ideea acestei cărți, voi vorbi doar despre asta, este că nenorocirile altora devin și ale tale. Și că nu neapărat iubirea, despre care are o pagină destul de dură, vă trimit la pagina 131 a cărții, deci nu neapărat iubirea este ceea ce le putem oferi mai bun semenilor noștri, ci preluarea suferinței, preluare prin înțelegere mai întâi, dar apoi prin a simți chiar suferința pe care au trăit-o ei. Shmuel, personajul principal al cărții, nu face excepție. El pare un om oarecare, pare un tip comun, fără relief. Dar ce are el cu totul deosebit este că preia exemplar, mai întâi suferința lui Vald, pe care îl îngrijește, suferința Ataliei pentru felul cumplit în care și-a pierdut bărbatul, dar și suferința sau în orice caz trăirile celui urât între toți, Iuda. Și încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat în fond și de fapt cu Iuda. N-am să fac greșeala să vă spun care este rezolvarea lui Amos Oz, pentru că aș strica bucuria cărții. Aș vrea doar să citez un citat care subliniază această idee și care este despre răstignirea lui Isus și felul în care femeile, inclusiv mama lui, asistă la crucificare. Chiar la picioarele crucificatului din mijloc erau 4 sau 5 femei îngrozite, acoperite cu mantii, care se strângeau una între alta umăr lângă umăr, aproape îmbrățișate, deși brațele le atârnau pe lângă trupuri. Femeia mai în vârstă, deci mama lui Iisus, stătea ca împietrită, paralizată parcă. Nu-și dezlipea privirea de la cruce, dar ochii erau uscați. Și aici vine poate fraza cea mai tulburătoare. La răstimpuri, mâna ei pipăia, fără să-și dea seama, pe propriul corp, locurile în care erau bătute cuiele în carnea crucificatului. Tânăra plângea în continuu, un plânset liniștit, monoton.
nu-și lua nicio clipă ochii larg deschiși de la omul răstignit, ca și cum ultima fărâmă din viața lui atârna numai de privirea ei nemișcată, ca și cum el și-ar fi dat sufletul dacă și-ar fi luat privirea de la el măcar pentru o clipă. Mi se pare, cred că dacă v-am citit acest paragraf, v-am spus totul despre felul în care se poate prelua suferința cuiva și despre care viața intră în această carte absolut pasionantă. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Ioana Pântulescu. Invit la microfon pe Gabriel Lincean. Sunt Cetri, mai mulțumit doamnei Fania Oz Salzberger că se află la București și în clipa asta lansarea acestui formidabil roman al tatălui său, Amos Oz, căruia îi port o amintire cu totul ește din comun, pentru că am avut marea cinste ca în urmă cu 4 ani să pot să fac o discuție cu unul din marii autori ai lumii pe scena Ateneului. A fost o discuție care mi-a marcat biografia spirituală, așa cum mi-a marcat-o și întâlnirea cu câteva dintre cărțile lui. Nu întâmplător, am adus cu mine acum, nu romanul Iuda pe care îl comentez fără să-l am în față, ci Cum să lecuiești un fanatic, o carte care ar trebui să intre în programa de învățământ a oricărei școli din lume. Este o carte de lecuit nebunia umană. Dar acum mă întorc către romanul Iuda. E comoțională lectura lui. Am făcut-o în două reprize, în două serii. Cartea nu se poate lăsa din mână. Personajul central e evident Iuda. Evident, e Iuda și nu Iisus. De ce? De ce este Iuda centrul acestei cărți și de ce toată trama romanescă se învârte în jurul lui? Pentru că, crede Amos Oz, toată neînțelegerea pe care stă istoria Europei de după răstignirea lui Iisus vine din cauza, se naște în jurul acestui personaj. Nu cumva se întreabă Amos Oz, și cred că asta este ideea centrală a cărții, nu cumva toți evreii lumii au plătit, după moartea lui Iisus, faptul că Iuda a fost identificat cu trădătorul, iar toți evreii cu Iuda? Asta este întrebarea care iese deasupra lecturii și asta este, crede Amos Oz, neînțelegerea care a dus la toate nenorocirile, atrocitățile Europei în conflictul creat în jurul acestei false probleme între evrei și creștini. Vă dau un citat de o propoziție. Cât timp fiecare copilaș e învățat de la sânul mamei că încă trăiesc în lumea asta creaturi care sunt ucigașii lui Dumnezeu sau urmașii ucigașilor lui, Dumnezeu, nu vom avea liniște. Ce face atunci Amos Oz? Odată încearcă să explice că trădarea unui personaj nu poate să se rabată, să se întindă, să se extindă asupra tuturor membrilor unui grup. Asta ar fi odată o observație. Însă romanul merge către ceva mult mai adânc. Avem, nu cumva trădarea lui Iuda a fost altceva decât să înțelegem deopște prin trădare, în speță prin cel care pactizează cu dușmanul? Nu cumva Iuda trebuie citit într-o nouă lectură, pornind poate chiar de la Evanghelia lui Iuda, apocrifă, de la cercetările care au fost făcute de-a lungul secolelor apoi și care ne permit o hermeneutică a personajului care mută lucrurile în cu totul alt punct. Cine e de fapt trădătorul
care nu trebuie înțeles așa, ca omul lipsit de onoare care pactizează cu dușmanul. Cum mai poate fi înțeles un om când îi spui trădătorule? Cum anume ajunge el să fie cel care are dreptate și cel care îl indică drept trădător să fie el un abătut de la drum, un fanatic? Ei bine, sunt foarte mândru, bănuiesc că cei care au lansat cartea până acum n-au făcut legătura între romanul Iuda și cum să lecuiești un fanatic. Pentru că cheia romanului se află aici, în cartea asta. De ce? Pentru că de aici, dintr-o pagină anume, rezultă limpede că Amos Oz a scris Iuda tocmai ca să pună la punct problema pseudotrădătorului. Iată citatul. Trădarea nu este opusul iubirii, și una dintre numeroasele opțiuni. Eu cred că trădătorul este cel care se schimbă din punctul de vedere a celor care nu se pot schimba și nu vor să se schimbe și urăsc schimbarea și nu pot concepe schimbarea, cu excepția faptului că vor să te schimbe pe tine. Cu alte cuvinte, în ochii fanaticului trădător este oricine se schimbă. Și asta e o alegere tare grea între a deveni fanatic și a deveni trădător. Se poate spune că pentru fanatic, a nu fi fanatic înseamnă, într-o oarecare măsură și într-un anumit fel, a fi trădător. Ce înseamnă asta? Mie mi-a rezonat această pagină, după ce am scris nebunia de a gândi cu mintea ta, că în fond aici ne aflăm. Înăuntru unei comunități în care toți gândesc într-o singură direcție și care toți indică dușmanul într-o anumită direcție, apare un om care începe să îndoiască și să spună, poate că arabii, în cazul conflictului dintre evrei și arabi, nu sunt ăia răi și noi ăia buni. Poate că dreptatea e de partea amândurora. Poate că soluția nu este nașterea unui stat. Poate că soluția este crearea unui stat federat în care nu se pune problema împărțirii teritoriilor. Amos Oz s-a gândit așa în problema Israelului. Urmarea a fost făcut trădător de compatrioții lui. Personajul central, sunt 3-4 personaje centrale. Unul dintre personajele cărții, Abarbanel, e Amos Oz însuși. E cel care îndrăznește să spună, nu începeți războiul cu arabii în 48. Nu are sens, pentru că va fi un război infinit, va fi o chestie fără capăt. Haideți să găsim o soluție pașnică. Trebuie neapărat să ne înțelegem cu ei. Și atunci, cei din jur au început să strige. Trădătorule, nu există o singură soluție. Să ne luptăm până la capăt. Ei bine, între Iuda, personajul Abarbanel din carte, și Amos Oz, se naște o ecuație. N-am să mă apuc să vă spun acum cum anume poate fi interpretat Iuda, ca Iuda să fie cel care are dreptate împotriva tuturor. Și nu ca vânzător al lui Iisus, ci în cu totul alt sens, ca unul care găsește un alt deznodământ al poveștii. Veți vedea cum. Asta despre ideile din cartea asta. Acum, două vorbe despre frumusețea cărții. Simți în carte scriitorul profesionist, omul care a scris enorm și care își deține ustensilele scrisului pe care le mânuiește cu o eleganță și cu un profesionalism desăvârșit. Toată cartea se mișcă, de fapt, într-o casă, mai precis într-o cameră, două. Toată. Și sunt 3 personaje. A observat bine Tania, Radu, că cartea e grea. E o provocare pentru autor. E foarte greu să umpli 300 de pagini făcând să stea de vorbă 3 oameni. Ce dialog poți să duci de-a lungul a 300 de pagini între 3 oameni? Mereu, mereu, mereu. Personajele sunt de neuitat, acestea 3-4, 3 există, unul apare ca invocat mereu amintirea lui și un alt, 5-lea care nu mai sunt, au murit. Dar între aceste 3 personaje în viață,
se duce un dialog care macină la nesfârșit marile probleme irezolvabile ale omenirii. Și asta e foarte frumos, pentru că ești prins în schimbul ăsta extrem de fierbinte de idei. Iar personajele sunt splendid personalizate, sunt de neuitat. Vă propun să citiți cartea, garantându-vă că veți avea o bucurie de lectură ieșită din comun și că veți fi confruntat cu problemele fiecăruia dintre noi și mai ales cu problemele istoriei noastre, care a stat de atâtea ori pe dogme mizerabile. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult invitaților mei de astăzi, mii de mulțumiri Faniei Olzalsberger pentru paciența care ne-a suportat 3 zile și ne-a încântat 3 zile la rând. O invităm și altă dată, sper să nu fie wishful thinking, că va veni împreună cu tatăl ei, cu Amos Oz, la București. Vă mulțumim! Fania Oz vă așteaptă la autografe după colț la măsuță pentru cei care doriți autografe pe evrei și cuvintele.